Bună dimineața, bine ați venit la Povești din Șantier. Astăzi suntem la Odobești și vrem să vă prezentăm un echipament de șantier. Este vorba de un cilindru cu dublu vibrocompactor, VR22E se numește. El este produs de Badmatic și este distribuit în România de firma Italia Star. L-am invitat alături de noi pe Ion Stoian, de la departamentul tehnic, tăticul fiarelor și al motoarelor. Salut. Care astăzi o să ne explice nu cum se pornește și cum se utilizează, de asta sunt eu responsabil, dacă nu v-ați prins încă o să vă dați seama imediat, dar o să ne explice în ce constă mașinăria asta, ce putem să facem cu ea. Că văd așa că e micuță, ginga și ușor de utilizat, adică da. Chiar și am putut să mă joc cu ea. Da. Păi eu putem utiliza la compactarea pământului, compactarea pământului cu piatră și asfaltului, a bitumului. Am înțeles, deci drumuri, platforme, prin gospodăria omului, printr-un șantier. Exact. Când vrem să aranjăm lucrurile, dacă ele sunt un pic deranjate de la tot ce a însemnat organizarea de șantier, nu? Exact, tot ce ține de compactare. Așa venim și facem ordine cu asta, după ce am făcut curățenie. Exact. Așa. Și se numește dublu compactor pentru că are două cilindre, nu? Două cilindre vibrocompactoare. Vibrocompactoare. Acționat electric. Adică aici avem manșa de comandă, nu? Manșa de comandă pentru pornim, ne ducem înainte înapoi. Ăsta nu este și volan, știi, să meargă doar pe direcția înainte? Doar direcția înainte sau stânga-dreapta dacă îl ajutăm. Dacă îl ajutăm, adică practic adică, de aici nu poți exact. Să-l ghidonezi. Ba da, da, în mers. Aha. Îl mai, trage la stânga, mai la dreapta, da. Deci nu știe cu servo direcție. Nu, astăzi nu. Și de aici este partea de comandă și control. Bineînțeles că nu lipsește butonul roșu. Butonul de roșu care este un buton de siguranță, uh-huh. Da, ca să nu-mi vină, în cazul în care mă uit pe stradă după fete. Să mai întâmplă, da. Să nu-mi vină utilajul peste mine. Am înțeles. Și practic toată mașinăria este acolo, iar înțeleg că toată povestea este de fapt împărțită în două. Partea cu motorul termic, care înseamnă că îl duce înainte și înapoi, pe da. Motorină, deci diesel. Da, motorul termic care acționează o pompă hidraulică. O pompă hidraulică. Da, exact. Asta cu care ne deplasăm. Mișcare. Exact. Înainte și înapoi. Da. Și partea asta de vibrații prin care el face vibrarea, compactarea prin vibrație? Este electrică. Electrică. Exact. Aha, deci avem și cu combustie și exact. Cu electric. Exact. Și astea două împreună fac tot mezamplasul. Exact. Am înțeles. Păi, acum trebuie să mă înveți și cum îl utilizez da. Și cum trebuie să-l întrețin. Și cum îl întreținem? Pentru și că dacă îl cumpăr, trebuie să le știu pe toate, nu? Are o, ca și specificații, are o viteză de deplasare undeva la 4,5 km, 5 km pe oră. Deci merge în pasul omului. Da, în pasul omului ca să nu alerge omul după el. Să nu iau, să nu iau la fugă după el, da? Da, este dotat cu un motor termic de 10 cai. Da. De 10 cai putere? 10 cai putere. Adică e destul de puternicuț așa. Da. Un rezervor de motoră de 5 litri, un rezervor de apă de 45 de litri, uh-huh. Cu doi robineți, unul pentru în față, da? Unul pentru în spate, da? Pentru apă. Adică, practic, am o prelingere de apă pe fiecare cilindru exact. În parte, nu? Da, și îmi reglez debitul de apă în funcție de necesități, da? Cât apă am eu nevoie atunci când compactez. Adică în funcție de cât de aderent ar putea să fie partea de sol pe care o compactez, exact, că e pământ, că e pietriș sau că e asfalt, mai ales la asfalt, care e mai lipicios, e fierbinte și lipicios. Eu practic trebuie să dau drumul la apă, fac o perdea de apă pe fiecare cilindru și văd că aici am și niște... Sunt curățitoarele de tamburi. Așa. Care, da, când lucrez în pământ și poate mi este pământul moale, da? Practic, curățitorul este ca să degajeze după roată tot ce se lipește, exact. Nu? Și împreună cu lentila de apă și cu curățitorul, roata compactoare, cele două roți compactoare, se păstrează tot timpul curate. Exact. Am înțeles. Da, am și o frână de staționare în cazul în care lucrez în rampe sau în văi, uri, adică poți să am, da? Pot să am și terenuri inclinate, nu? Terenuri inclinate, da, am o frână de staționare, da? Poziția de lucru, da? Și parking, da? Se acționează simplu, cu mâna,
Am înțeles. Da, adică în momentul în care am ajuns la capătul pantei sau vreau să fac o pauză, trag frâna de mână. Exact. El stă asigurat, frâna de staționare, da? Stă asigurat, îmi beau cafea, fumez țigara, ce am eu de făcut acolo, o pun la loc pe poziția mers și îmi dă treabă. Exact. Okay. Am și pornire manuală în cazul în care îmi cedează bateria. Să nu rămân cu el. Pornirea manuală de acolo este alternativa contactului de aici? Exact, exact. Cu 5 litri de motorină, ai idee cam cât poți să mergi așa? În principiu trebuie să aibă o autonomie de 8 ore. 8 ore, adică o zi de muncă. Da. Uh-huh. Asta înseamnă că un 20-30 de kilometri, să spunem, în linie dreaptă, ar trebui să-i fac lejer. Aproximativ, da. Dor de muncă să am și aplicația, nu? Exact. Și sub carcasa asta, care văd că e foarte solidă, ancorată în tot felul de șuruburi, ce mai avem? Aici ce ne aici indică avem asta? Avem nivelul de ulei hidraulic. Așa. Da, pentru a fi verificat vizibil. Deci să am priză directă vizuală pe el, pentru că ce face uleiul ăsta? Acționează pompa pentru deplasarea înainte și înapoi. Am înțeles. În rest nu se umblă. Deci dacă aici, dacă aici nu e în regulă, mă opresc? Te oprești și anunți serviciul. Anunți serviciul și trebuie să completezi, da. Și de-abia pe urmă poți să mergi mai departe. Da. În principiu aici sub carcasă nu se umblă, doar serviciul umblă. Uh-huh. Nu trebuie... Da, aici ai o întreagă tehnologie. Acum, hai să zicem că nu desfacem carcasa nu, acum. Nu. Dar din câte am înțeles, ai partea asta cu bateria. Da. Ceea care spuneam că este partea acționează tot ce înseamnă partea electrică cu vibrații. Da. Da? Recomandări, suntem iarna, da? Suntem cu frigul, recomandările care ar fi cu bateria asta? Că am și o mașină și știu cum e iarna cu bateria. În cazul în care nu lucrez ca și orice motor acționat, în care are nevoie de pornire cu o baterie, îi iau o bornă, iau borna de plus. Să iau borna să nu se descarce. Da. Și aici mai văd o grămadă de lucruri, deci văd și partea cu motorul. Da, sunt o grămadă de lucruri, dar nu sunt lucruri la care trebuie să... Deci utilizatorul nu are voie aici, asta e rezervată pentru partea service. Da, dar ce ar trebui să știe utilizatorul este că din panoul ăsta de comandă și control, unde avem să spunem așa, o manetă de înainte și înapoi, da? Avem și un fel de schimbătoare de viteze. Ai putea să ne explici ce fac nu astea? Sunt schimbătoare de viteze, este modul de pornire și de staționare. Da? Aha. Da, îl pornesc, da? Are trei moduri, de stop, da? Și de staționare. Da? Îl pornesc pe poziția pe asta. Poziția asta, da? Îmi și arată vibrațiile. Pornirea motorului pe loc. Exact. Și în momentul în care vreau să-l pun în mișcare, probabil că părăsesc locașul ăla. Da. În momentul în care mă pun în mișcare, mă trec în partea asta altă. Și arată înțeles. Că motorul începe să se tureze mai mult. El începe să se tureze, de aici dau sensul de mers înainte, înapoi. Da? Vreau să schimb puțin direcția, mi-a explicat că trag de furca asta stânga-dreapta. Da? Și când termin operațiunile, revin la poziția stop. Da? Exact. În poziția asta, când vreau să lucrez la fel, deci, mi-acționez. Aici am oprit motorul. Da. Îmi acționez butonul ăsta pentru vibrații. Așa, da? Și când e verde înseamnă că este decuplat. Și când e la poziția 1 să face albastru, înseamnă că, exact. Bine, cred că se simte. E ușor de văzut. Eu am pus mâna pe el, am văzut, vibrează bine de tot, adică vibrează și agregatul cu mine. Și vreau să vă spun că, uite, la 1,20 m față de cilindru compactor, simțeam că vibrează și pământul cu mine. Adică e puternic, are 10 cai putere, spune. Da. Păi placa, motorul are 10 cai putere, placa vibrează, are o forță de compactare de 20, de până la 22 de kN. Mamă, adică discutăm aici de o greutate semnificativă. Da. Și el agregatul cu totul cât are? Ca și greutate? Da. 700 de kg. De 700 de kilograme. 715-716 kg. El la frontul de lucru este transportabil cu o șufă, exact, un gârlic de macara, pus pe un stivuitor. Un stivuitor, orice. Pus pe platformă, adică nu mergem cu el pe stradă, nu ne deplasăm prin oraș la frontul de lucru, ci avem nevoie de, pentru transportul celor 700 de kilograme, avem nevoie de un stivuitor cel puțin. Exact. Iar furca asta, pentru transport, bănuiesc că este într-o poziție exact, mai... Da, ea va veni aici, da? Am un levier de siguranță. Aha, și s-a compactat toată treaba, deci nu am nevoie de un gabarit foarte mare. Da. Am atârnat-o aici și mă duc acasă la garaj unde o păstrez acolo și așa mai departe. Exact. Bun! Bă, e simplu așa. Acum treaba știi care e? Că am făcut un test de lucru așa. Eu ca lucrător, când stau cu mâna pe agregatul ăsta și sunt supus 8 ore la vibrații, ce trebuie să fac ca să-mi revin? Să nu merg pe urmă pe stradă și să fac... Nu o să faci, cu siguranță nu o să faci. Pentru că
În principiu, eu nu am nevoie să-l împing sau să stau aici cu el așa. Eu dacă îl poziționez... E doar de siguranță că... Da, practic... îl poziționez aici, dar pot să merg după el. O să-l pornim acum, da, îl las și merg după și el. Și doar îl asist un pic așa, da, și dacă de dacă am nevoie să schimb... Deci nu, nu trebuie să stau așa încleștat pe el și formă când ajung acasă la ciorbă să mi-o pun pe toată în barbă. Ia să facem un test. Să vedem dacă am învățat corect. Da? Îl punem în poziția de pornire. Activez poziția de pornire. Activez contactul electric. De ce am curent acum? Da. Motorina e motorină, da? Motorina e motorină. O punem pe poziție, mergem înainte și accelerăm. Și dăm și vibrații. Îl accelerăm, îl accelerăm, îl accelerăm ca să poată să lucreze motorul. La maxim, la maxim, aici. Trebuie specificat că el nu e făcut să faci cerculețe, pentru că te-am văzut că... Tot am încercat și eu, da. Da, pentru că altfel dacă te-ai apucat să faci cerculețe cu el... Evident, eu am vrut să fac acolo rebruzmentul, cum se spune la noi, la urbanism, și am vrut să mă întorc să fac o tură înainte-înapoi, ca în soarele ăsta, să vedem, să și vede pe unde am compactat. E clar că această compactare este un proces liniar. Exact. Merg înainte, merg înapoi, până îmi fac toată treaba. Dar undeva la capătul liniei trebuie să fac aceste mișcări și am vrut cu nepriceperea mea să testez, să văd că într-adevăr un singur om, poate mai priceput sau mai puțin priceput, poate din modalitatea în care lucrează cu furca asta, să-și întoarcă și să-și vadă omul de treabă. E adevărat că este simplu, că ai maneta înainte, înapoi, deci practic cred că la sfârșitul zilei ar trebui să-l întorci când trebuie să te duci să-l încarci. Da, dar în mod normal, păstrând aliniamentul exact în zona necesităților, cu maneta de înainte și înapoi, da, pentru că cred că se face toată treaba. Asta spuneam, că el dacă îl pornesc, da, o să-l mai pornesc încă o dată. Te rog, te rog. Da, nu am nevoie să mă lupt cu el, da? Da, da. Am un buton de siguranță, da? 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 Ca să nu mă lovească. Da? N-am nevoie să trag de el, pur și simplu. Da? Deci, eu îi schimb direcția fără să pute el. Da? Uite, mă duc aici, mă duc înainte încolo. Da? Dacă se vede 2-3 grade și da, o ia. Exact, da, și mă duc. Deci tocmai asta ar trebui să vedem, că între ce mi-am propus eu să mă joc, să văd cum prelucrează, și m-am forțat acolo să-l întorci, nu știu ce, și modul suav în care l-ai condus cu două degețele, e o diferență. Și diferența vine între cel care nu se pricepe și crede că e un animal mare care trebuie strunit, și unul care se pricepe și, de fapt, toată povestea numită compactare nu înseamnă rondouri și cerculețe, înseamnă un traseu liniar. Și cu foarte puțin efort, cum ai făcut și tu, 2-3-5 grade, reușești să-l deplasezi de la linia inițială, care are lățimea de 1 metru, o jumătate de metru, să-ți faci în continuare treaba. Exact. Dar acum știu că lumea o să râde despre mine, că n-am făcut lecția de la început cu tine, și poate că e mai bine să subliniem prin greșeală calitatea produsului, echipamentului respectiv, nu? Da, pentru că pur și simplu ai văzut, fără să trag de el, fără să pun mâna pe el, doar din levierul de... Mai ales că eu eram îngrijorat ce fac seara când ajuns acasă, că tremur. Și tu mi-ai spus, bă, dar nu e nevoie, că practic îl duci ușor și n-ai nicio treabă cu vibrațiile astea. Exact. Ce este important, însă, mi s-a părut, mergând în spatele lui, spuneam că vibrează tot pământul cu mine, adică... Da, sunt totuși partea 22 asta cu vibrațiile de la 22 de kN înseamnă ceva.
sunt recomandări vis-a-vis de compactitatea pe care trebuie să o asiguri, se măsoară cumva? Asta depinde de, de șeful de șantier. De specificația proiectului. Da, sunt, acolo sunt alte, nu depinde de noi. Uh-huh. Ce mi s-a părut iarăși foarte interesant, apropo de nepricepere, că butonul la roșu, care de obicei m-a învățat că este butonul de panică, el nu este un buton de panică, dar este un buton de control, că dacă mașina vine spre mine exact. Și mă atinge, el decuplează toată povestea exact, de acolo, da? Nu? Da, da, el are o tije, da? Pur și simplu, dacă te uiți aici înăuntru, în momentul în care eu vin înapoi da. Da, și tija asta a ajuns în mine, da? Da? Practic mă duce la punctul neutru. Exact. Am înțeles. Ca el adică, să nu mă prindă. Adică, practic, dacă stau în spatele, nu poate să vină peste mine, nu poate avea un accident, loc, un accident da, de muncă. Să nu, da, să nu mă prindă. Pentru că el e pus aici tocmai ca să oprească mașina. Exact. Am reținut că în partea asta de caroserie, închisă bine cu șurubul sigilată, este doar o problemă de serviciu. Deci utilizatorul nu are ce să caute exact. Acolo. Dar am o întrebare, pentru că șantierele nu sunt farmacii, da? Și avem praf, avem tot felul de depuneri și evident că la sfârșitul zilei am tentația să mă duc la ieșirea din șantier, să-l spăl cu o pompă de asta de apă, cu un furtun de apă. Care este regimul de funcționare în contextul realizării acestei curățenii? În primul și în primul rând nu se spală sub presiune de apă. Turbojetul, kersherul, lucruri din astea. Vreau să spăl un pic, înăuntru am câteva siguranțe, da? A, deci am cabluri, tablou electric. Da. Și atunci, dacă eu îi dau apă, sub presiune, îmi intră apă în mufe, în tot ce trebuie. Vreau să spăl, exact. Uh-huh. Este un utilaj șantier, vreau să spăl un pic pe tamburi. Deci pot da? Să dau cu un furtun acolo exact, pe tamburi și da? Aici o covâletușă de apă și cu o cârpă? O covâletușă, o cârpă de apă. O lavetă ceva? Exact, îl întrețin cu o lavetă, nu apă sub presiune. Deci asta mi se pare lucrul cel mai important. Partea asta de serviciu care este tabu, nu este tabu pentru că așa s-a inventat de la cineva, dar aici este inima electrică și dacă vii cu presiune, cu piston de apă, cu pompă de apă, poți să faci o daună totală. Motiv pentru care spălatul caroseriei cu găletușa și cu laveta v-ați învățat voi când erați mici la mare, da? Dom'le, mie mi se pare interesant. Nu este ceea ce am putea numi un utilaj de grădină, dar pentru necesitățile unui șantier mic, din zona rezidențialului, din zona amenajărilor în jurul unei clădiri, când sigur că ai avut pe acolo șanțuri, ai avut niște lucrări pentru atingerea unei cote de teren amenajat, mi se pare ușor de utilizat, nu consumă foarte mult, mi se pare un utilaj foarte ușor de folosit, fără să ai o mare pricepere și ești foarte bine protejat de povestea asta cu pârghia butonului roșu, care decuplează... Trebuie menționat că atunci când nu apuci de la mersul înapoi, că eu dacă vin la mersul înapoi și stau în ea și o țin cu mâna, ea nu va decupla. O am făcut eu. Da. Am văzut. Da? Vin la mersul înapoi ca să o pot, să o pot slăbi. Da? Că altfel ea nu o să-mi vină. Dacă eu îl țin acționat cu dacă mâna la mea... Dacă tu tragi cu mâna și cu corpul împins, n-ai făcut nimic. Dar ce este important este că maneta asta are capacitatea de revenire la punctul neutru exact. Și practic orice scăpare, orice scăpare se oprește. Exact. De vibra, vibrează bine, că simt și acum așa un mic tremur, că eu am stat cu mâna pe ea. Dar nu asta este o problemă, pentru că mi-a arătat Ion cum se poate conduce ușor. Iar pe site-ul Italia Star puteți afla și elementele comerciale. Nu le cunosc, nu le dezbat astăzi, dar noi practic acum dacă discutăm de avantajele competitive pe care le oferă Italia Star, vreau să te întreb. E de vânzare? E. Se poate închiria? De închiriat nu. Nu, deci nu. Doar de vânzare. Doar de vânzare, de închiriat nu. Așa, și tot ce înseamnă partea de servicii, evident, se face prin rețeaua voastră de servisuri și distribuitori. Exact, da? Servisurile și punerile în funcțiune. Tot ce este cutia acolo este a servisului, tot ce este aici a beneficiarului. Exact. Da? Și în momentul în care, Doamne ferește, sunt probleme, rețeaua de servisuri poate rezolva toată povestea asta. Se aduce la service sau aveți și deplasare la domiciliu? Avem deplasare în principiu, eu sunt pe teren. Am înțeles. Pentru servisuri și instructaje. Dacă sunt probleme mai grave de motor sau ceva... Ok, deci atunci... pentru părțile mai legere se poate face la domiciliul exact. Clientului, să spunem așa. Chestiile mai grave se tratează chiar în service. Piese exact. Schimb și așa mai departe. Deci, iată că avem o întreagă infrastructură în spatele echipamentului pe care l-am prezentat. Îi mulțumesc lui Ion Stoian de la Italia Star că ne-a prezentat această mică bijuterie și vă invit
să treceți din când în când fie pe site, fie la o demonstrație pe care Ion o organizează planificat, exact. Și să vă jucați cu el în condiții rele de lucru, pentru că trebuie să vă spun că mie mi se pare o jucărie foarte interesantă într-un șantier. Da. Bine. În afară de poveștile din șantier despre arhitectură, construcții, meseriași, iată că astăzi am abordat și subiectul ăsta al echipamentelor care putem să facem treaba. El în sine este o bijuterie, el în sine este o poveste și este o poveste ușor de gestionat, pentru că la 10 cai putere și 700 de kilograme vă asigur că dețineți întreg controlul muncii pe care doriți să o desfășurați. Rămâneți cu bine și ne vedem la povești din șantier.